Bună ziua! Multe evenimente au avut loc în ultimele săptămâni pe scena politică din România. Putem spune că a fost o perioadă extrem de agitată și în ceea ce privește viitorul țării noastre. Toate aspectele le voi dezbate astăzi la Puterea Știrilor, alături de domnul europarlamentar Laurențiu Rebega, membru în grupul conservatorilor și reformiștilor europeni. Referitor la actuala guvernare, știm că opoziția pregătește o moțiune de cenzură. Cum se raportează pro-România la acest demers? S-au purtat negocieri până acum pe voturi? Din câte știu eu, este în discuție o moțiune de cenzură, dar nu s-a purtat o discuție detaliată în ceea ce privește numărul de voturi sau cine susține. Eu știu așa, președintele nostru a anunțat că va susține moțiunea de cenzură. Asta nu înseamnă că își dorește neapărat să plece unii și să vină alții, ci își dorește să plece unii care n-au capacitatea să gestioneze frâiele României și să vină unii care pot să gestioneze frâiele României. Și mai ales că ne îndreptăm cu pași repezi, mai sunt 40 de zile, 50 de zile până la preluarea președinției. Dar Pro-România a spus întotdeauna, vom fi parte din orice act de guvernare, nu neapărat în guvern, dar vom susține orice proiecte care sunt în interesul cetățeanului. Pro-România vrea să fie într-adevăr un partid pro, adică noi nu criticăm că un primar face un drum acolo unde este nevoie să facă un drum. Vom fi de partea primarului care vrea să facă un drum, vom fi de partea guvernului care vrea să facă ceva. Uitați-vă, ne încă discutăm de legea salarizării. Deci gândiți-vă, sunt 2 ani acum. Este aproape imposibil să ai o predictibilitate la ceea ce înseamnă investitorii pe care cu toții ni-i dorim. Oricine vine aici, oricine își dorește să deschidă o afacere în România, se lovește de la lună la lună de schimbările fiscale, salariale, de infrastructură birocratică și așa mai departe. Deci Pro-România este în momentul de față în discuție cu foarte mulți parlamentari, cu foarte mulți primari, cu foarte mulți consilieri locali, cu foarte multe persoane din mediul academic, cu foarte multe sindicate care își doresc să participe la redresarea odată pentru totdeauna a României. Ar susține Pro-România un nou premier în persoana domnului Ludovic Orban? Nu știu dacă l-ar susține pe Ludovic Orban. Nu știu să vă spun în momentul de față, pentru că trebuie să existe niște discuții între președinte și celelalte partide, dar noi am susține, încă o dată revin, am susține un guvern care va lucra pentru România, care va fi pro-dezvoltare, pro-educație, pro-infrastructură, pro-sănătate, lucruri pe care Pro-România, prin actualii oameni, prin actualii miniștri care au activat în guvernarea Ponta, le-au făcut. Uitați-vă, nu avem un proiect semnat din 2015 pe infrastructură. N-avem un proiect. Ultimele proiecte au fost semnate în 2014. Ba mai mult s-au luat niște bani, din ce știu eu, pe tema aceasta, la noua rectificare sigur, bugetară. Uitați, Pro-România are și un, are așa un dar de, sau dacă vreți, are o soluție de a deveni catalizatorul lucrurilor care ar putea să se întâmple bine în România. Noi am susținut, după conferințele sistematice și repetate ale comisarului român, Corina Crețu, care este membru al Partidului Social Democrat, că ceea ce vrea să facă acest comisar este în beneficiul României. Avem posibilitatea să degrevăm bugetul de stat cu 3 miliarde de euro pentru construirea autostrăzii, da? Autostrăzii din Moldova. Nu o facem. Am trecut această să spunem, construcția acestei autostrade din posibilitatea de degrevare a bugetului cu 3 miliarde de euro în sarcina parteneriatului public-privat, care în momentul de față nici măcar nu are o formă, să spunem așa, finalizată 100% de cum ar trebui să se desfășoare. Păi noi dacă susținem un comisar care își dorește să facă proiecte pentru România, e rău, nu este de la partidul nostru. Știu, sunt speculații că Corina Crețu va veni în Pro-România. Este binevenită dacă vrea să vină. Adică noi acceptăm oameni care sunt profesioniști și care își doresc să contribuie la bunăstarea României. Dar pe de altă parte nici nu putem să fim de acord că în momentul în care de fiecare dată Pro-România susține un proiect care se adresează României și românilor, de fiecare dată există o speculație în care spune nu, persoana respectivă va veni la Pro-România. Dar s-au purtat discuții sau de unde credeți că vin aceste speculații? Vă spun, aceste speculații vin tocmai din faptul că noi de fiecare dată când cineva a spus, există posibilitatea să facem ceva.
și am văzut că există, real, da? Am vorbit. Și eu am vorbit cu doamna comisar și am întrebat-o ca să mă clarific eu, să nu existe tot felul de, de fake news. Pentru că ați văzut, cei de la Partidul Social Democrat o acuză că nu e adevărat. Și am întrebat, dom'le, care este adevărul? Și uitați, asta este, în momentul de față nu există un proiect de finanțare din România. Atunci cum poți să spui că îți dorești binele românilor? Cum poți să spui că îți dorești ca România să se refacă și să renască ca o țară, totuși o țară destul de bine văzută, cu foarte multă, nu cu foarte multă vreme în urmă, ci destul de curând. Acum revenind la scenariul moțiunii de cenzură, ce șanse considerați dumneavoastră că există în acest moment ca moțiunea să treacă? Știm, a mai fost una, dar a fost sortită eșecului. Ce șanse îi dați acestei moțiuni? Păi, important, nu contează câte șanse îi dai, trebuie să îi dai mai multe șanse de trecere decât de a nu trece. Deci degeaba îi dai în o șansă. În contextul în care nici PSD-ul nu are o situație, are o situație cam delicată pe plan intern. Așa cum se vede, ar fi poate cea mai consolidată moțiune. Vine un moment istoric pentru noi, înțeleg că vor fi destul de multe nemulțumiri care vor duce, să spunem așa, la mișcări de stradă, vor scoate oamenii în stradă să protesteze pentru nerealizările actualului guvern. Vine și, să spunem așa, din partea celor care sunt foarte nemulțumiți în Partidul Social Democrat și ați văzut în ultima perioadă că din ce în ce mai mulți lideri care au fost de partea actualului președinte, acum s-au detașat puțin. Dar revin, lucrurile acestea se fac în urma unor negocieri. Nu știm ce care încă nu s-au purtat. Păi nu știm ce le va oferi președintele PSD-ului celor care ar putea să voteze moțiunea. Pe de altă parte, eu cred că există o șansă, dar e foarte greu să ai politicieni care să-și asume să voteze împotriva propriului guvern.